Premierul Marcel Ciolacu nu exclude apariția unui candidat comun PSD-PNL la prezidențiale. De asemenea, cele două partide ar putea avea și liste comune pentru alegerile parlamentare. De obicei, în politică, niciodată nu spui niciodată. Nu a fost această discuție până acum. Au existat discuții până la urmă, ca și între colegi. Am văzut ce a declanșat declarația mea. Au fost discuții și de liste comune. Nu vorbim de un USL 2, în cazul în care noi simțim că românii au încredere în această coaliție, putem veni cu un program de țară și cu o abordare comună în anul următor. Nu este o decizie, este o discuție. Este posibil? Nu este posibil. Nu are nimeni nimic decis în acest moment. Pentru mine, ca și prim-ministru, urgența numărul 1 este să încercăm să facem lucruri bune și să construim ceva sustenabil în România și să ne ținem de promisiunile făcute atât față de români, cât și să implementăm reformele asumate de către statul român. Ca și președinte al partidului, prioritatea mea numărul 1 sunt primele alegeri, respectiv alegerile europarlamentare. Până la alegerile pentru funcția de președinte, e cale lungă. Momentan să depășim europarlamentare. Domnule prim-ministru, aș vrea să revenim un moment... În schimb, cu adevărat, după 20 de ani de președinte de dreapta, cum se spune, cred că e cazul ca România să aibă și un președinte de stat.